Piesa de teatru O noapte furtunoasă a fost citită pentru prima dată de autorul său Ile Caragiale în 1898. A fost pusă în scenă pentru prima dată în 18 ianuarie 1879 la Teatrul Național din București. N-am putea spune când s-a jucat pentru prima dată în Baia Mare, dar știm sigur când s-a întâmplat ultima oară. Acum două zile, în piesa prezentată băimărenilor au fost aduse elemente noi moderne de către regizorul Alexandru Noghi, care la 13 ani, cu ocazia anului Caragiale, a jucat în această piesă rolul lui Jupân Dumitrache. Iar acum, 19 ani mai târziu, această nouă variantă, inspirată de atmosfera Peaky Blinders, se dorește a fi o punte între generații, păstrându-se însă intact textul lui Caragiale. Rezon pentru zița, rezon pentru veta, rezon pentru spirit, Unii dintre cei mai iubiți artiști au urcat pe scena băimăreană: Aurelian Temișan, alias Jupân Dumitrache, Ovidiu Cuncea în rolul Naie Ipistatul, Adrian Nartea a fost Chiriac, iar Monica Davidescu, Veta. Monica Odagiu a jucat rolul Ziței, Perică Venturiano l-a interpretat Cosmin Vigeu, iar Radu Ștefan Bănică pe Spiridon. Cu toții s-au simțit foarte bine în Baia Mare, iar despre public au spus că a fost de milioane. La final, când s-a aprins lumina și am văzut câtă sala este, am rămas uimit. Dacă vă fac să a fost foarte bine. Și spre deosebire de alt fel de public, aici s-a râs de la început. Ceea ce pentru noi, auzind cei din spate, este ceva minunat. Adică, mai mult decât aplauzele de la final, care vin ca o recunoștință și ca o apreciere, până acolo sunt râsetele și reacția sălii, care pe noi, actori din spate, ne hrănește. E mare lucru să înțelegi Caragiale, pentru că limbajul e unul mai greu, e arhaic, pentru cei care nu știu piesa deloc, care nu știu opera, O noapte furtunoasă, e greuț. Dar dacă sunt atenți la prima jumătate, e practic o reconstituire și o punere în scenă a ceea ce i s-a întâmplat jupânului și lui Nene Naie. Și e de la jumătate încolo începe practic real life, adică după reconstituirea aia, practic intrăm în realitate. Monica Davidescu se declară impresionată de tot ceea ce a întâlnit în această zonă a țării. A vizitat mai multe locuri din Maramureș, nu doar orașul Baia Mare. A fost atât de departe de oraș multă vreme și s-au legat în sfârșit lucrurile să venim aici. Data trecută am fost pe undeva la Lacul Verde, am zis bine. Astăzi, de data asta, am fost undeva într-o localitate mică, Băița, atât de frumos. Am văzut, după aceea fotografii, după ce am plecat din Băița, a coborât un ursuleț undeva în vai, a fost și aerul, și verdeața, și oamenii. Cred că cea mai mare provocare, a mea ca actriță, a mea ca producător, pentru că e compania noastră, a mea și a lui Aurelian, este să mergi să joci același spectacol la public diferit. Fiecare oraș în parte reacționează ușor diferit. Interpretată într-o cheie modernă, la granița dintre teatru și film, dar păstrând intact textul lui Nenea Iancu, această variantă a piesei a permis publicului să intre adânc în nițele amoroase încâlcite din spatele poveștii scrise de Ion Luca Caragiale, pe fondul alegerilor la care prea puțini știau cum să voteze. În curând, nu se știe chiar exact când, trupa de teatru va reveni în Baia Mare, una dintre piesele pe care o va juca fiind Divorțul. Compania de teatru Concordia deja pregătește o altă producție. Nu știu dacă în toamna asta, în iunie sau în toamnă vom veni cu Divorțul anului și cu Eu te cred, dar tu mă minți, alte două producții care sunt deja în joc la teatru, adică se joacă la Compania de teatru Concordia și sper eu când vom avea următoarea premieră să venim din nou. Piesa de teatru O noapte furtunoasă a fost un spectacol de înaltă ținută cu demonstrații de talent și aplauze, desigur, furtunoase.